Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Am început seria aceasta despre Sfintele Taine sau despre Sfintele Sacramente și iată că astăzi am ajuns la ultima taină, taina Sfintei Căsătorii. Cu această taină intrăm practic în inima planului lui Dumnezeu cu oamenii, alianța sa de comuniune cu fiecare dintre noi. În Cartea Genezei citim că Dumnezeu l-a creat pe om, bărbat și femeie și a spus că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu nevasta sa și vor forma un singur trup. Încercăm să ne apropiem de această taină astăzi cu aceiași invitați cu care deja sunteți obișnuiți, Părintele Daniel Iacobuț, profesor de liturgică la Institutul Teologic de aici, din Iași. Bine ați venit în cadrul emisiunii. Bine v-am regăsit. Și Părintele Alois Bulai, profesor de Biblie la același institut, bine ați venit. Bine v-am găsit. Așadar, iată, dacă ne apropiem de această taină a Sfintei Căsătorii, o primă întrebare, de ce a creat Dumnezeu familia? Cum ai spus, face parte din planul creației. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, după chipul lui Dumnezeu l-a creat, bărbat și femeie i-a creat și a constatat Dumnezeu că nu este bine ca omul să fie singur, a căutat un ajutor pe potriva lui, un ajutor pe măsura lui și n-a găsit nimic din toate cele create și atunci Dumnezeu a creat femeia pe care i-a oferit-o omului ca cel mai frumos dar. A exploatat atunci din gura lui Adam prima poveste de dragoste, primul poem de iubire, iată în sfârșit carne din carnea mea și os din oasele mele. Și spune, cum spuneați, comentariul autorului biblic, că de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia lui și vor forma amândoi un singur trup. În felul acesta, ei își vor trăi relația lor de iubire, vor participa la binecuvântarea lui Dumnezeu, aceea de a crește, de a se înmulți și de a stăpâni pământul și vor fi semn al iubirii lui Dumnezeu, al iubirii supraabundente a lui Dumnezeu, care iese din el însuși și se comunică celorlalți. Părinte Daniel, când am putea vorbi de o familie creștină? Cum ați caracteriza-o așa în câteva cuvinte? Înainte de toate, familia creștină e formată dintr-un bărbat și o femeie, botezați, care își dau consimțământul de a trăi întreaga viață împreună, în iubire, în respect, iar acest consimțământ este primit de către biserică și este binecuvântat de către biserică. Astfel ei primesc un har, adică un dar dumnezeiesc de iubire, de a-și dărui reciproc iubirea lui Dumnezeu. Iubirea creștină, care derivă de la Hristos, este așadar esența sacramentului căsătoriei unei familii creștine. O familie în care soții trăiesc rugându-se, trăiesc ascultând cuvântul Mântuitorului, își cresc copiii plecând de la iubirea pe care o primesc de la Mântuitorul, este o familie creștină. Toți sunt chemați la căsătorie. Prin creație, toți sunt chemați la căsătorie, dar nu toți oamenii se împlinesc în căsătorie. Sunt unii dintre ei care trăiesc plinătatea existenței singuri. Aceștia simt singurătatea și această singurătate a lor se împlinește într-o misiune, într-o concentrare asupra unei activități, de cele mai multe ori în slujirea semenilor. Unii dintre aceștia care trăiesc singuri, fără ca să renege sexualitatea și valoarea căsătoriei, renunță la raportul sexual, dar trăiesc plinătatea iubirii de dragul împărăției lui Dumnezeu. Aceștia se consacră în viața de celibat pentru slujirea lui Dumnezeu și pentru slujirea oamenilor, devenind în felul acesta semn al vieții viitoare. Și vorbim în primul rând de călugări, de călugărițe, călugărițe sigur, preoți, romano-catolici. Da. Cât trebuie să dureze căsătoria? Cât a lăsat Dumnezeu.
În sensul că iubirea pe care și-o dăruiesc bărbatul și femeia în cadrul căsătoriei în sine însăși dorește să fie permanentă. Este o reflecție a iubirii lui Dumnezeu și de aceea este o iubire care durează toată viața. Una dintre condițiile fundamentale ale căsătoriei este aceea de fidelitate până la capăt, necondiționată. De fapt, această fidelitate toată viața, pentru toată viața, derivă și din harul pe care cei doi soți îl primesc în momentul căsătoriei. Sfântul Paul spune în scrisoarea către Efeseni: bărbaților, iubiți-vă femeile așa cum Hristos și-a iubit biserica. Hristos și-a iubit biserica printr-o dăruire necondiționată și a iubit biserica pe cruce, dăruindu-se. Atunci și legătura de iubire dintre soț și soție primește puterea de a fi mereu alimentată de iubirea lui Hristos și de aceea de a fi pe tot parcursul vieții lor. Și ce se întâmplă dacă cei doi nu se mai înțeleg? Dacă ajung la un asemenea conflict încât își dau seama că nu mai pot să stea împreună? Există cu siguranță fragilitate umană în orice căsătorie. Înainte de toate este nevoie de rugăciune, este nevoie de un dialog între cei doi soți, apoi dialogul cu Dumnezeu și apoi este nevoie de a căuta salvarea căsătoriei. Salvarea aceasta poate veni prin foarte multe metode, se poate cere ajutorul unor persoane specializate din acest punct de vedere. Așadar, înainte de toate trebuie căutată salvarea legăturii și legământului dintre cei doi soți. Dar atunci când este pusă în pericol integritatea fizică sau psihică a unuia dintre soți, atunci biserica recunoaște posibilitatea unei separări, sperând o reconciliere a celor doi soți. Vorbind de căsătorie, Părinte Alois, cum își dă seama cineva că este chemat să se căsătorească? Chemarea aceasta, sigur, vine înainte de toate din fire, din natura omului care este aplecat, bărbatul spre femeie și femeia spre bărbat. Dar această pornire naturală, instinctuală, este educată. În ea se crește până când devine iubire, o iubire capabilă să se dăruiască pentru totdeauna și exclusiv. Biserica pregătește această iubire și maturizarea acestei iubiri care se naște spontan între un bărbat și o femeie prin adăugarea valorilor creștine pe care se fundamentează sacramentul sigilat în numele lui Dumnezeu în fața bisericii și în fața comunității de credință. Părintele vorbea de o pregătire, o pregătire îndepărtată și o pregătire apropiată pentru taina Sfintei Căsătorii. Vorbiți-ne un pic de această pregătire în vederea căsătoriei. De fapt, cred că întreaga viață este o pregătire pentru acest moment. Întreaga viață a celor doi soți dinainte de căsătorie. Toată iubirea pe care o primesc în familie, întreaga lor formare umană, spirituală, îi ajută să trăiască bine momentul căsătoriei, precum și întreaga viață de familie. Dar, într-adevăr, este nevoie de o pregătire, putem numi îndepărtată, o pregătire care ar însemna evangelizarea inimii și a minții în ceea ce privește legământul căsătoriei. Este vorba despre un sacrament, adică de un dar al lui Dumnezeu. Și atunci Evanghelia are un cuvânt important de spus. Apoi, această pregătire îndepărtată dorește să-i ajute pe tineri, pe cei care urmează să căsătorească, să înțeleagă și îndatoririle stării de căsătoriți. Pregătirea apropiată de momentul căsătoriei dorește, înainte de toate, să faciliteze o reînnoire a credinței. Este un sacrament, deci o celebrare a credinței, a credinței din inima celor doi miri. Cine face pregătirea aceasta? De regulă este părintele paroh, ajutat de părinții colaboratori, dar pot colabora de asemenea și familii care dau în propria lor mărturie tinerilor care se pregătesc pentru celebrarea căsătoriei. Această pregătire apropiată, așadar, îi ajută să înțeleagă și mai bine darul pe care îl primesc și să descopere în biserică, în acea comunitate în care ei se vor căsători, un ajutor pentru toată viața lor de căsătorie.
Deci tinerii care doresc să se căsătorească se anunță la parohie și începe acolo o pregătire exact. Apropiată. Cu siguranță că dumneavoastră, fiind preoți, ați făcut o pregătire cu cei care doreau să se căsătorească. Ce le-ați zis? Ce anume ați accentuat, Părinte Alois? Înainte de toate, am căutat să conștientizez sinceritatea sentimentului de iubire. O căsătorie nu se poate construi decât dacă se fundamentează pe o iubire reală, sinceră, totală între un bărbat și o femeie. Apoi am încercat să conștientizez libertatea actului pe care trebuie să-l facă. O căsătorie iarăși nu există, nu este validă dacă cei care se căsătoresc sau unul dintre ei este constrâns, dacă este forțat sau dacă este împiedicat de vreo cauză naturală sau de una spirituală. Spre exemplu, dacă a mai contractat o căsătorie, dacă a făcut promisiunea celibatului consacrat, spre exemplu. Apoi am încercat întotdeauna să cresc împreună cu tinerii conștiința că sacramentul se realizează înaintea lui Dumnezeu. Că iubirea lor naturală cu care vin trebuie să fie inserată, trebuie să fie introdusă în marele mister al iubirii cu care Dumnezeu ne-a iubit pe noi. Și apoi am încercat să conștientizez în tineri faptul că este un sacrament care se celebrează înaintea bisericii. Este un act public prin care iubirea lor personală devine mărturie de trăire, de conviețuire și de credință în fața celorlalți. Cu siguranță că în pregătirea aceasta pentru căsătorie au venit la dumneavoastră și perechi care mai înainte nu au avut treabă cu biserica. Au fost, poate mai puține, dar au fost și n-au avut o practică a rugăciunii. Cu acestea, cum ați procedat? Plecând de la vestirea iubirii lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. De aceea, din punctul meu de vedere și din experiența mea, a fost una dintre cele mai frumoase posibilități de evangelizare. O evangelizare către o persoană, către un cuplu, într-un moment atât de important al vieții lor. Și plecând de la Evanghelie, vorbind despre parabolele Mântuitorului, una dintre parabolele cele mai frumoase era cea a fiului risipitor sau tatălui milostiv. Apoi citeam împreună patima, moartea și învierea Domnului, pentru a descoperi cât de mare este iubirea lui Hristos și pentru a descoperi fidelitatea lui Dumnezeu pentru fiecare om. Pentru că apoi un alt punct în pregătirea lor pentru căsătorie era accentuarea fidelității. O fidelitate pentru toată viața, cineva ar spune că este aproape inumană, este imposibil doar cu puterile umane. Dar harul sacramentului este tocmai că cei doi soți primeau un dar. Nu se bazau doar pe resursele propriei iubiri, ci aveau la dispoziție această iubire dăruită de Hristos fiecăruia dintre noi pe crucea sa, prin moartea și învierea sa. Era un moment de descoperire a iubirii Mântuitorului și de deschiderea inimii. Astfel o trăiam. Cu alte cuvinte, i-ați ajutat să redescopere credința. Da. În felul acesta, încheiind pregătirea pentru căsătorie, ei puteau apoi să celebreze căsătoria în biserică și ne apropiem de celebrarea practică concretă a căsătoriei. Între timp, telespectatorii vor putea urmări pe ecran și imagini din cadrul celebrării din bisericile romano-catolice. Aș dori să ne descrieți un pic celebrarea însăși a căsătoriei. Înainte de toate, este o celebrare a iubirii. A iubirii dintre un bărbat și o femeie și a iubirii lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și de aceea este o celebrare plină de bucurie. Este o celebrare care poate să aibă loc și este bine să aibă loc în cadrul Sfintei Liturghii. De ce? Pentru că iubirea celor doi soți va fi alimentată de iubirea lui Hristos față de noi care se actualizează prin jertfa sa. Iar Sfânta Liturghie este tocmai actualizarea jertfei mântuitoare a lui Hristos. De fapt, toată celebrarea are loc cu un rit introductiv prin primirea mirilor. Ei sunt primiți de către biserică, de aceea celebrarea este important să aibă un caracter public. Apoi se ascultă cuvântul Domnului,
cuvântul care luminează misterul sau taina care va fi celebrată, iar apoi are loc celebrarea propriu-zisă, în care cei doi miri sunt, am putea să-i numim, miniștrii sacramentului sau cei care înfăptuiesc sacramentul, preotul sau diaconul, primind consimțământul și binecuvântându-l. Această celebrare propriu-zisă a sacramentului cununiei constă din trei întrebări la care ei sunt invitați să răspundă în mod afirmativ. Sunt întrebări care privesc libertatea lor, libertatea consimțământului, apoi disponibilitatea lor de a trăi întreaga viață în fidelitate unul față de celălalt, iar în al treilea rând, deschiderea lor față de viață, de a primi copiii pe care Dumnezeu va binevoi să-i dăruiască. Imediat după ce ei răspund afirmativ la aceste trei întrebări, are loc momentul principal, și anume schimbul consimțământului, în care mirele și mireasa spun unul celuilalt că eu te iau pe tine ca soț sau ca soție și promit să-ți fiu credincios în orice împrejurare, fericită sau nefericită, în caz de boală, ca și în timp de sănătate, să te iubesc și să te respect pentru toate zilele vieții mele. Acesta este momentul fundamental al căsătoriei, care este apoi primit de către preot, în persoana lui este întreaga biserică, și este sigilat prin acest semn atât de frumos al inelelor sau al verighetelor, care sunt binecuvântate și apoi dăruite reciproc unul de celălalt. Urmează apoi binecuvântarea solemnă. Este invocată binecuvântarea lui Dumnezeu asupra acestei noi familii, pentru ca Dumnezeu cu iubirea sa să îi însoțească în orice moment al vieții lor. În același timp, sigur, e cel mai frumos moment din viața unei familii, căsătoria, îmbrăcați în alb, mireasa, nu, mirele la fel, rudele care participă, ei intră în contact și cu cuvântul lui Dumnezeu. Se aud lecturile proclamate în biserică, care vorbesc cumva despre taina care are loc acolo în biserică. Care sunt lecturile cele mai citite în cadrul celebrărilor căsătoriei? Sigur, depinde înainte de toate de timpul liturgic în care se celebrează taina Sfintei Căsătorii și de obligativitatea celebrării liturgiei respective. Atunci când se celebrează doar liturgia pentru căsătoria respectivă, se pot alege toate cele trei lecturi și psalmul responsorial specifice pentru celebrarea tainei căsătoriei. Dar oricum, în orice circunstanță s-ar celebra Sfânta Căsătorie în cadrul Sfintei Liturghii, măcar una dintre lecturi trebuie să exprime taina aceasta a relației dintre bărbat și femeie. Se citesc înainte de toate lecturile care vorbesc despre planul creației din Cartea Genezei, când Dumnezeu a creat bărbatul și femeia după chipul și imaginea sa. Din Cartea Genezei, ca model de conviețuire între un bărbat și o femeie, căsătoria dintre Isaac și Rebecca. Se citesc apoi lecturi din celelalte cărți ale Vechiului Testament care reflectă acest mister al conviețuirii dintre un bărbat și o femeie și eu caut de multe ori să sugerez o lectură din cartea lui Tobia care subliniază faptul că o căsătorie între doi membri ai poporului lui Israel nu este orice fel de conviețuire, pentru că noi suntem fii ai sfinților, spune acolo, și atunci înainte de a se duce la culcare cei doi, își îndreaptă rugăciunea spre Dumnezeu pentru ca să binecuvânteze unirea dintre ei. Se citesc după aceea lecturi din Noul Testament, scrisorile Sfântului Paul care insistă asupra iubirii în general și asupra iubirii dintre cei doi soți care reflectă misterul unirii dintre Hristos și Biserică și fragmentele din Evanghelie în care Iisus Hristos vorbește despre sacralitatea unirii dintre bărbat și femeie, despre exclusivitatea acestei relații, pentru că în momentul în care unul dintre cei doi îl lasă pe celălalt și se căsătorește cu un alt, comite adulter, pentru sublimitatea acestei legături dintre bărbat și femeie. În același timp, sunt prezenți și doi martori, cel puțin doi martori, sau cum mai sunt ei numiți, de către oameni nași
Care este rolul acestora și cum ar trebui să se călăuzească cei care se căsătoresc în alegerea unor asemenea martori? Înainte de toate, ei sunt cei care atestă evenimentul care are loc, sunt acolo în calitate de martori. Este un eveniment public înaintea bisericii, căsătoria. Dar prezența lor are și o încărcătură spirituală. Este bine ca acești martori să fie o familie, un cuplu deja constituit, care să reprezinte pentru noua familie un model de viață, dar și însoțitori pe parcursul vieții de familie. De aceea, în practica noastră, nașii sunt rudele cele mai apropiate, nu rude de sânge, dar rude de suflet și formează așadar punctul de referință în trăirea propriei vieți de familie. Dar au vreun rol mai departe în trăirea vieții de familie? Cu siguranță sunt acolo pentru a-i însoți, nu numai în momentul celebrării căsătoriei, ci în tot momentul, în toată viața în care acea căsătorie este trăită. Părinte Alois, se vorbea înainte de promisiunea care este făcută pentru toată viața, dar în același timp se vorbea și de dificultăți care pot să apară în familii, de rupturi, de divorț, de separare. Spuneți-mi, de ce un divorțat nu se mai poate recăsători în Biserica Catolică? Din cauză că se vorbea mai înainte tocmai despre totalitatea actului de iubire. O iubire care presupune dăruirea necondiționată și totală. Odată ce dăruirea aceasta este totală, înseamnă că este și pentru tot timpul. În afară de aceasta, spuneam că această dăruire în căsătorie este semnul iubirii lui Dumnezeu față de creaturile sale, care este necondiționată și este totală, și este semnul iubirii lui Hristos față de biserica sa, care, cum amintea părintele mai înainte, a mers până acolo, că s-a dăruit pe sine până la jertfa pe cruce. În sensul acesta, iubirea trebuie să fie deci totală și exclusivă. E adevărat că în timpurile noastre, întotdeauna, dar în timpurile noastre în mod special, a crescut numărul celor care se separă. Lucrul acesta este cauzat înainte de toate de păcat. Păcatul manifestat în diferite forme. Este păcatul care se manifestă prin dorința de a fi prepotent, prin egoism, care se manifestă prin tendința de dominație, prin infidelitate, în atâtea modalități. Și de aceea o soluție pentru ca cei care au dificultăți să le rezolve este aceea de a rezolva problema păcatului și de a se reconcilia înainte de toate cu Dumnezeu prin spovadă și apoi între ei. Dar în biserică nu este permis ca cei doi să se recăsătorească tocmai din cauza exclusivității acestui act de dăruire. Din moment ce un om s-a dăruit odată pentru totdeauna, nu mai are ce să dăruiască a doua oară. Este clar. În același timp, sigur, biserica are rolul, un rol mare acum când se căsătoresc tinerii, dar de multe ori auzim spunându-se, eu n-am mai avut treabă cu biserica de la căsătorie. Mai are un rol biserica în viața de familie? Biserica este locul în care noi ne trăim credința. Este comunitatea în care ne regăsim credința. Și biserica trebuie, este chemată să însoțească pe cei care se căsătoresc. Iar acest lucru se întâmplă înainte de toate prin momentele de rugăciune, prin Sfânta Liturghie în fiecare duminică. Acolo familiile sunt îndemnate să participe la Sfânta Liturghie tocmai pentru a hrăni propria viață spirituală, dar a hrăni și viața spirituală a familiei, a cuplului, a familiei părinte, mamă, tată și copii. Asta ar fi modalitatea principală prin care biserica îi ajută, prin aprofundarea relației cu Dumnezeu și prin Dumnezeu între ei. Dar apoi există atât de multe grupări, mișcări în cadrul bisericii care oferă familiilor posibilitatea unei trăiri de credință.
astfel că posibilitatea este oferită, important este ca această posibilitate să fie cunoscută și să fie primită. Părinte Alois, poate că acum ne urmăresc și unele familii care trec prin dificultăți, prin certuri, prin neînțelegeri. Cum ar putea să se regăsească pe ei înșiși, să regăsească taina Sfintei Căsătorii? Cum spunea așa Părintele, înainte de toate, este prin apropierea de Dumnezeu, care este izvorul iubirii. Mi-a plăcut, apropo de ce spunea Părintele înainte, că o modalitate a Bisericii de a se îngriji de familie pe tot parcursul vieții este invitația de a participa la Sfânta Liturghie în fiecare duminică. În scrisoarea enciclicii pe care a dat-o Papa Ioan Paul al II-lea în 1998, despre ziua Domnului, Dies Domine, subliniază foarte frumos această obligativitate de a participa la Sfânta Liturghie, înainte de toate pentru a duce cultul lui Dumnezeu. Asta este prima obligație. Dar al doua motivație, care este tot atât de profundă și care e o soluție pentru problema familiilor în dificultate, este ca oamenii să se întâlnească între ei, să-și împărtășească problemele lor, dificultățile lor, necazurile lor și speranțele lor. Și participarea la această comunitate este o posibilitate de a găsi o soluție pentru problemele care sunt specifice și legate doar de cuplul respectiv sau de persoana respectivă. Apoi, de mare importanță este rugăciunea. O familie este binecuvântată de Dumnezeu, dar este tare numai atunci când menține legătura cu Dumnezeu, Cel care este izvorul iubirii. Suntem aproape de finalul acestei emisiuni. Părinte Daniel, o ultimă întrebare. Un tânăr care dorește să se căsătorească, cum se poate călăuzi în alegerea pe care trebuie să o facă? Înainte de toate, ascultând glasul Domnului, citind Evanghelia, rugându-se și cerând harul Duhului Sfânt, harul discernământului, pentru ca să aleagă cu adevărat un partener de viață care să-l facă să crească pe el întreaga sa viață înaintea lui Dumnezeu. Așadar, o puternică viață spirituală și o deschidere. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Iată, ați fost cu noi Părintele Alois Bulai, profesor la Institutul Teologic, Părintele Daniel Iacobuț, profesor la același institut. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați rămas cu noi aproape o jumătate de oră. Sper că această emisiune, această taina Sfintei Căsătorii, să vă dea o idee pentru a vă reînsufleți propria căsătorie, amintindu-vă de ce a fost odinioară când ați pășit pragul bisericii și v-ați jurat unul altuia credință și fidelitate. Mai adaug ce spunea și Papa Francisc, că sunt trei cuvinte magice, care dacă sunt folosite în familie, aduc pacea și binecuvântarea. Care sunt aceste trei cuvinte magice? Mulțumesc, te rog și iartă-mă. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile. La revedere!